Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi sunt împreună cu iubita mea minunată și dragă și scumpă. Și aveți linkurile Instagramurilor noastre în descriere. Dați-ne un follow pentru că postăm poze super, super mișto. Și stați la curent pentru că urmează giveaway-uri super interesante acolo pe unul din profilele noastre de Instagram. O să fie nebunie mare acolo. Nu uitați că dăm follow back la primii 100 care ne dau follow imediat după clipul ăsta și inimioare la toți să ne spamăm cu like-uri și așa mai departe. E bine, dragilor, astăzi o să ne uităm la o compilație de fail-uri de la TV, de la emisiuni TV, care, ce să zic, ori nu s-au obținut din râs, ori au intervenit chestii foarte amuzante acolo și nu le-au putut scoate de la TV pentru că au fost în direct sau așa, chestii de genul ăsta, bă, dar oricum cred că o să fie foarte amuzant, eu nu l-am văzut, iubita mea, nici atât și abia aștept, bă, să vedem ce o să se întâmple acolo, bă. Bun, nu uitați că aveți link-uri în descriere la toate magazinele de unde puteți să vă cumpărați tot felul de nebunii la reducere și așa mai departe. Intrați pe link-urile din descriere și cumpărați-vă tot ce vă doriți și vă dorește inimioara. Haideți să-i dăm bătaie, dragilor, pentru că sunt mega nerăbdători. Start! Ia să vedem, trebuie să ne abținem, înțelegi? Trebuie să încercăm să ne abținem. Nu râdem. Da. Questo bacio a sorpresa in diretta TV dal conduttore Jean-Michel Maire su opportunity for those who donate the fight cancer. The best kind of photo bomb here. Tanto vediamo lo scalzo. Buono, come è ok? Ah! Oh, basta, ho mi tagli tre smorti. No, questa poi. Ah, mi tagli tre smorti. Ok, ok, io mi ho abtenuto. Hai gata. 1-0. Dal cameraman, questa su. Del dore picciolo, bă, da, ho entrato in il grave. Adesso invece è il primo degli umani. Question is how democracy is responding to scandals. And what we're looking for Ăsta are un ședit, ia uite, apare la tele. Apa, tu mă faci să vii, termină. Vine și al doilea copil. Uite. Uite cum trage de ei, uite ce față are. What the... Cum trage de ei. Wow, wow, cât de amuzant a fost. Oh, uite ce așa. Oh, Doamne. Gata, m-a apucat o criză de râs, acum nu știu ce să fac. Hai, hai. Ce boi și ăla. Oh, ce... Dar ce se întâmplă chiar acolo, frate? Că sunt la TV, adică pe bune? Chiar nu s-a putut abține. A los Cardenales de San Luis. Esto, el sábado, a las 8:30. Wearing a life vest, right? Yeah. And, And this is what the life vest is supposed to look like. Qué buena la acogida que le dieron en México. Señores, soy. Well, today is the Powerball's 25th anniversary. The game began in 1992. We had a whole lottery celebrating by offering you store events and state-wide promotions to commemorate the event. Throughout the years, Powerball has sold over $766 million worth of tickets. This is what I'm seeing. Did they sell my chip? Come here. Qué buena la acogida que le dieron en México. Se la me puso data. Señores, soy. Por el huracán. Liz Taylor is being played by Stockard Channing. Mm-hmm. And Marlon Brando is being played by Cedric the Entertainer. Nu mai poate respira. Nu mai poate respira. Coming right back. Ok, asta chiar nu e amuzantă. Nu știu, frate, dar nu e chiar amuzantă treaba asta. E mai mare și mai mic. Chiar, frate, uite că acum văd. What? Uite. Da. Are you going to have a vest that's open? I'm sorry. We were talking to Sam. Trebuie să mă abțin. Uite că nu se mai poate abține.
about hold yourself together. You want me to read yours? Okay. Letter F. So F, it can be first name, last name. Fiona thinks she's the person with the letter F in your life. Of course, I can't believe I forgot about my dear Fiona. You are the F in my life, Fiona. Ce râde de asta, rupe stilul. Ok, bă, mă abțin, mă abțin, ok? Bă, bă. Doamne, toată redacția râdea. Hey, ndio hali ilivyokuwa jijini Nairobi na Kisumu hii leo. Na... Mă abțin, mă abțin. Cu îndrăvit. Eu cred că hili soala plăzămați. Nu se poate abține. Dan, what can we kind of expect going into the work week? Well, where are you? He's around here somewhere. Hey, there he goes. Come back, Dan. Nu, mă abțin, mă abțin. Oricum nu e chiar așa de amuzant. Să fim serioși și acum, bă. Nu, că ăștia au o criză de râs. Nu o să râd de criza lor de râs. A sticky situation at an airport in Tennessee after baggage was sprayed with raw sewage. Sprayed? Corn? How'd that get on my bag? Okay, too far. Oh my God. Tessa chiar nu se poate abține, uite-l ce rupe râsul acolo. Just wait, 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 this just it. We're on TV. Și celălalt? Mamă, frate, să vin direct la TV și să te spargă un râs din ăsta, de nu, nu poți să te abții, bă, efectiv, vine din interior. Uite-l că i-a dat și lacrimile. Mă aștept la, da, Frederic. Thank you. E o game, mă, dar dacă nu. Va fi tare să înțelegem ce zice, știi? Da. Uite că nu se pot abține. Dar uite ce rup râsul. I think it was nice, yo. Can you handle it? Reporterul nu mai poate. Uite, ar costa 4 lani, nu cred așa ceva. Are o criză de râs puternică. Nu pot să cred așa ceva. Bă, deci pe mine m-au luat transpirațiile, deci efectiv. Uite-l, uite-l că tot râs, s-a înroșit la față, nu mai poate. S-a înroșit chelia. S-a înroșit chelia. Și uite-l cât ce-a transpirat. Ok. Okay. But check out this. Ce e aia, bă? O pizică drăguță. Dar de ce scoate capul așa afară? I am literally crying. Don't stare directly at the cat. This is why I get nothing done. Take my eclipse glasses. You can't see it. Ăștia râd de pisica aia. I go ahead and read this. Some people crumble under funny cat videos. Jack in a box. Top goes the weasel. Da, bă, asta chiar e amuzantă pisica asta. Ăștia de râdea, nu? Da. Everybody look. Kitty, kitty, kitty. We're not doing the news today. Uite, mă, ce. Da, bă. Deci e aproape gata clipul cu ăsta, a fost încheierea, bă, fraților. Nu e combinație, mă, vă zic, nu e combinație, bă. Deci a fost amuzant cât a fost amuzant, dar totuși, avem și noi prestanță. Nu râdem chiar așa, mă, de râsul tuturor, înțelegi? Trebuie să fie și amuzantă, totuși. A fost amuzant la început, nu pot să zic nu. Da, cea mai amuzantă mi s-a părut aia... Unde intră copiii și apoi soția. Da, da, aia top, cea mai amuzantă ever. Lăsați și voi în secțiunea de comentarii dacă aveți aceeași părere din clipul ăsta, cea mai amuzantă fază a fost aia, bă, super tare. Uh-huh.
extraordinară. Bă, gașcă, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă mai vreți un episod din seria asta, lăsați-ne secțiunea în comentarii să știm și noi dorințele voastre pentru a vă face pe plac. Și nu uitați să ne dați un follow pe Instagram, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să dați un cer să vadă și prietenii voștri, iar noi ne-am dus, dragilor, pentru că ne vedem foarte, foarte curând, în fiecare zi la ora 9, pe canalul Radu Chirilă de YouTube. V-am pupat, ciao!